40 de ajutorul din partea Uniunii Europene. Merg 64 de export, din export merg în UE, renovarea școlilor, cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, pilon de lumină, apeducte apă potabilă, 700 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate, asistență cu energie combustibil solis, căile ferate renovate și 12 locomotive donate, 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute. Noi avem o petiție care mulțumim Uniunii Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare asistență cu lupta cu corupția și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în state. Merg 64% din exportul în Uniunea Europeană, renovarea școlilor, cazane cu masă și calculatoare, panouri solare, piloni de lumină, apeducte apă potabilă, 700 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate, asistență cu energie cu combustibil solis, căile ferate renovate și 12 locomotive donate și 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute. Noi avem o petiție care mulțumim Uniunea Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare asistență cu lupta cu corupție și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în țară, investiții pentru a crea locuri de muncă mai ales în sate, infrastructura să fie dezvoltate drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensia și sănătatea publică, ajutor cu combustibil pentru încălzirea sate. Și dacă doriți, puteți lăsați o semnătură în petiția dată pentru a spune eu mulțumesc Uniunii Europene și de cerere în continuare ajutor. Oare a fi, dar toate ajutoarele astea au fost făcute doar prin semnături. Să ajungă, că noi aceste personal le ducem în Uniunea Europeană, da? Tot petițiile acestea, da? Ar da Dumnezeu să fie. Cum vă numiți? Semnați aici. Unii? Și 64% din exporturi merg în Uniunea Europeană, renovarea școlilor, cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, piloni de lumină, apeducte apă potabilă, 600 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale contribuite sau renovate, asistență cu energie combustibil solis, căile ferate renovate și 12 locomotive donate, 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute. Noi avem o petiție care mulțumim Uniunii Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare asistență cu. Și asta cine le face? Asta Uniunea Europeană ne dă nou în țară. Lupta cu corupția și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, investiții pentru a crea locuri de muncă mai ales în sate, infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensii și sănătatea publică și ajutor cu combustibil pentru căzirea în sate. Dacă sunteți de acord, să lăsați un nume, prenume ca să fie o scrisoare de mulțumire și cerem în continuare ajutor pentru Republica Moldova. Trebuie să știți dacă doriți.